Pactul pentru muncă i-a reunit pentru prima dată la Brașov în cadrul unei dezbateri publice pe toți actorii implicați în piața muncii. Reprezentanții patronatelor, sindicatelor, mediului academic și ai antreprenorilor, alături de cei autorităților publice locale și centrale, precum și de oficiali ai României la Uniunea Europeană și la ONU, au discutat în cadrul întâlnirii de la Brașov despre problemele cu care se confruntă piața forței de muncă din România. Ei au căutat soluții pentru depășirea situației actuale. Este un eveniment foarte important pentru mediul de afaceri, pentru tineri care își caută un loc de muncă, pentru autoritățile locale care au nevoie de stabilitatea forței de muncă, de venitul la buget. Dar mulți tineri spun că nu își găsesc un loc de muncă și vă spun ca și cadru universitar, discutând cu studenții, trebuie să găsim soluții. Cred că soluțiile pot fi găsite. Trebuie un ajutor real din partea autorităților statului, pentru că stabilitatea forței de muncă reprezintă lucru cel mai important pentru cei care vor să investească în România. Cum stă piața muncii în Brașov? Din păcate, semnalele pe care eu deja le primesc de la angajați și unor chiar de la angajatori din Brașov este că se pregătesc disponibilizări ca urmare a lipsei de comenzi, ca urmare a încetinirii economice în toate țările, nu doar în România, și deci a lipsei de activitate pentru companii. Este un peisaj cu totul diferit acesta al nevoilor pieței forței de muncă față de 2019. N-a fost suficient timp de 30 de ani să tot găsim metode și soluții pe termen scurt. Eu cred că 30 de ani de zile au fost suficient, ne-au ajuns. De aici înainte, cel puțin asta ar trebui să însemne 2020 un nou început, o nouă reconstrucție din punct de vedere economic, din punct de vedere social. Am susținut întotdeauna recalificarea personalului atât prin cursuri cât și la locul de muncă și cu atât mai mult orientarea către digitalizare. În cazul instituțiilor de stat, cum este Poșta Română pe care o reprezint, mă bucur că sunt aici și pot reprezenta Poșta Română la această conferință a CONAF. Suntem orientați către digitalizare. La finalul a 2 ani de dezbateri, concluziile și soluțiile constatate în cadrul discuțiilor se vor concretiza într-un acord agreat de participanții la conferințe. Documentul va fi prezentat Guvernului României și va include principalele soluții identificate pentru o piață a muncii flexibilă, eficientă și competitivă.